acolo plouă. Se vede clar că plouă. Uite dâra. Dar uite ce mișto e în partea aia. Zici că e la munte. Ce senzație, zici că parcă ești la munte. Uite gorilul. Antena de la gorilul. Tata floarea. Acolo e marfa. Uite aici îmi place mie. Sunt la gorilul la țară. Ia să încerc eu să fac ea. Sunt stol de păsărele. De fapt nu, să zicem și noi cum spun elevii de clasa 8-a. Ciripelele păsăritoare. Așa ne amintim de vremurile clasei a 8-a. Că în clasa 8-a se scrie nu 8, se scrie 8. Deci ca să învățăm corect să scriem și să vorbim precum elevii noștri silitori. Da. Nu? Nu-i mai bine așa? Bine. Ia stați așa să... Să mergem în partea unde trebuie. Au deci am minunății. Aute ce am aici. Frate, ce mișto arată, stai așa. Eu sunt mai gras așa. Și până se mișcă o bucată de grăsime, durează. Mie îmi place să vorbesc cu R. Că dacă ești gras, înseamnă că ești râit. Ia uite ce am acolo. Și gata. Na. Hai să-l vedem. De jos în sus. Bineînțeles, la criza economică nici curcubeu nu mai e tot. Ba, uite și acolo o bucățică. Da, bineînțeles. Asta nu se mai ia în considerare și în calcul, deoarece criza l-a cam ciopârțit în jumătăți și așa mai departe. Deci ce vedem noi? Noi vedem acum orășelul copiilor, pentru copii și așa mai departe. Și bineînțeles și turnul Mătești, ca să ne simțim bine că vedem și Berceni. A răsărit unde trebuie, ca să fiu om cinstit. Bineînțeles, și în partea aceea mai sunt niște imagini cam terifiante, cu niște nori așa mai albaștri. Da. Și uite gorilul, că despre el este vorba, s-a cam mudat blana pe el. Interesant. Super.